Salut, prieteni, bine ați venit la un nou draft. Încerc să fac o nouă super echipă de draft cu aceste mega carduri pe care le avem la dispoziție. Până să înceapă draftul, nu uitați că pe primul rând din descriere aveți link către mysteryshirt.ro, un site unde vă puteți cumpăra tricouri autentice de fotbal într-un mod misterios. Iar cei de la Mystery Shirt au mai multe opțiuni aici pe site. Sunt tricouri pentru bărbați la 250 de lei și tricouri retro, cât și gift carduri, tricouri pentru femei și așa mai departe. Iar la tot ce comandați de aici de pe mysteryshirt.ro, după ce alegeți mărimile tricourilor și așa mai departe, puteți utiliza codul Teo pentru o reducere de 10% aici pe site. Din nou, tot încerc norocul la echipe, dar e greu să reușești echipa aia colosală. 4-3-3 clasic. Full gold și Gino la capitani. Nu m-aș băga cu Gino, care card de 98. O să-l iau pe Thiago Silva. Mai bine renunț la fundașul central. În stânga avem variante clar mai bune. Son și Mane în acest moment. Și o să-l aleg pe Sadio Mane. Card de 91. Centru, Cristiano, dar cel de 92. Mai degrabă Lev. Păcat că n-a venit un Ronaldo Team of the Year. Era altceva. E din Atale în dreapta, un prim card mare cu adevărat. 97 pentru el. Și avem nevoie de jucători din ăștia, de 97, 96. Cu astfel de fotbaliști putem să mergem până la capăt. Caputo e în full cam, perfect link acolo cu din Atale. Și este Pele 99 în echipă. La mijloc nu e jucător mai potrivit ca acest Pele de 99 în 4-3-3. Gravenberg are 95. Normal, e de luat. Și Pele dă și link verde lui Thiago Silva. Bine, două piese mari în acest moment în echipă. Romelu Lukaku, Davis și Guerrero. Și Lukaku nu cred că ar juca. Putem merge cu spaniolul. Nu l-aș vrea pe Lukaku vârf. Ne trebuie jucător mare cu adevărat. Uite un Romarinho de la Al-Ittihad. Romarinho, 92. E bine, are link verde cu Pele. Oh, și Ferenc Puskás. Da, mă, da, este Ferenc Puskás. Prime Icon Moments. Bomba acolo. Ferenc, Pele și din Atale. Rupere în acest moment. Câteva carduri bune de băgat și pe bancă. Nu stăm rău deloc. Dacă ar mai veni jucători bune în primul 11, ar fi un draft super bun. Deja îmi place cum arată totul. Este un Rodriguez 92. Îl mai avem pe Zaici de la Fenerbahce. Dar nu ne ajută niciunul, nici altul. Mai mult ne ajută Romarinho. Și poate apare un fundaș dreapta brazilian. Sau un Capita. Cum era? Godoy. Godoy are un link acolo cu Rodriguez. Semedo ar fi mai sigur. Hai cu Godoy, de ce nu? Cum stăm așa? Au un link normal, au 7 chem amândoi. Fie. Hai mă cu un mijlocaș mare acolo. Gravenberg e cel mai tare momentan. Cacre e Uribe. Da, Fernandes. Nu-mi place. O să treacă Graven acolo. Stăm prost la chem. La ce card am prins aici. N-ar fi trebuit jucători de Premier League sau Serie A. Marquinhos. Ok. Marquinhos din nou împreună cu Thiago Silva. Link verde pentru amândoi cu Pele. Iar aici ne-ar prinde bine un fundaș stânga ca Nuno Mendes. E Guilherme. Da, Guilherme care a jucat în Liga 1. Are link și cu Romarinho și cu Marquinhos. Sau Robertson, ar fi mai clasic. Da, cu brazilianul. Au fost foarte mulți brazilieni aici. Romarinho stă în full cam acolo. La fel va sta Marquinhos. Și un portar brazilian. Ederson, Alisson, toți băieții. N-a venit niciunul. E Oblak, 93 rating cu Oblak. Da, hai mă, nu se poate. Să nu vină un portar brazilian. Nu cred. Incredibil, nu avem portar care să se potrivească. Portar de Serie A. Mai rău de atât, nu există. Nu cred. Uite ce situație. 94 rating, dar portarul nu are chem cu fundașii centrali. Mukiele right wingback. Evan Nilsson și Sensi. Sensi are link verde cu din Atale. Și poate vine un alt fundaș dreapta. Cam singura șansă să avem full chem. Castanie de Silvestri. Merge. De Silvestri și stăm destul de bine, 97. Dar a scăzut ratingul. Cu toate astea, e echipă super bună. Cu Pele și Puskás. Mai rar amândoi în echipă. Sunt demențial. Full 86. Nu e neapărat fabulos. Foden
Diaby, da, Diaby care pace-ul. La mijloc care mai putea veni o perlă de aici. Dar ne trebuie și noroc. Renan Lodi îl ține în full camp pe Thiago Silva, dar tot pierdem cu el. Nu e altă variantă oricum. Plus 2. Hai că bine că am primit puncte în plus la chem. Iar cu Guerrero suntem la 92 rating. Aici un mijlocaș care nu ne ajută. Toko Ekambi. A, 84. Am rămas în fundaș. 192, deși începusem în forță, aș zice. Oh, João Cancelo și Kalidou Koulibaly. Rupe João Cancelo pentru defensivă. Guilherme Marchi, João Cancelo. Și un fotbalist ca Gravenberg, poate în loc de Thiago Silva, că nu putem juca cu el. Mai este Kalidou Koulibaly, dar nu se încadrează. Cian, nici el nu pare că ar intra pe undeva. Deci João Cancelo e de luat. Însă trebuie să mutăm jucătorii, cred. Ar putea juca și Lodi din apărare, dacă stau să mă gândesc. 79 awareness, nu e cel mai bun fundaș. Însă Mane nu e de sacrificat. Putem să băgăm Oblak direct. Plus 2 chem. Stăm 4 Guilherme. E foarte enervantă chestia asta. Dar aș luăm antrenorul și mai vedem. E complicată rău situația de punct de vedere al chemului, pentru că nu avem foarte multe chestii de permutat pe aici. Rodriguez, colombianul. Ne-ar da celor doi jucători Conmebol. Mai antrenorul pentru italieni. Da, n-am primit un antrenor util. Full chem așa. 192. Ăsta e maximul de chem ca idee. Mane însă joacă clar. O să intre Rodriguez și cu Godoy. Iar João Cancelo ar putea să fie cel în apărare. Guilherme ar putea să fie fundaș central lângă Marquinhos. Cu João Cancelo fundaș stânga. Pentru moment joacă Rodriguez acolo. Rămâne mijlocul așa. Băgăm Oblak în poartă. Și rezerva ar mai fi Gravenberg. Jucător care ar putea să intre la mijloc. Eventual Pele poate urca. Să facem Pele Pușcaș din Natale. Nu sună rău deloc. Cred că mai degrabă facem toate modificările. Pele Pușcaș din Natale. Romarinho acolo. Rodriguez cu Gravenberg. În apărare Guilherme Marquinhos. Godoy și cu João Cancelo. Avem și portar. Stăm bine. Pele Pușcaș din Natale sună mult prea bine ca să nu jucăm așa. Primul meci cu acest draft, ne bazăm pe cei doi moments. Sunt Haaland și Benzema în față. Pele, atacantul nostru central cu din Natale. Se oprește bine din Natale, toată lumea are 5 stele skill moves în față. Și asta duce către foarte multe scheme. Romarinho îi dă lui Pușcaș, care pinge lejer mingea în poartă și este 1-0. Graven, bine. Cu Pușcaș. Lobul n-a fost tocmai lob. Prinsă mingea de Van der Sar, o dă cam la semi-înălțime Ferenc Pușcaș. Și rămâne 1-0, dar ne creăm ocazii într-una. Da, Ferenc. Bine. Tot el urcă, eu lasă lui Gravenberg. Pele. Pușcaș privește. Trece printre cei doi fundași. Lobul fix în Van der Sar. Hai mă, Ferenc. Speram la un lob mai bun din partea jucătorului maghiar. Dar iarăși ratează. Haaland niciodată n-are cum să treacă. Mastodontul de la City. E tare cardul de 95. Dar nu poți să treci așa cu sprint simplu. Pele cu Romarinho. Pasa el la din Natale. Ratează din Natale. Rupe Van der Sar în poartă. Îl ajută momentan să nu încaseze, dar nu o va face până la capăt. Romarinho, bravo. Din Natale, Pele, prea bine. Șutează Pele, a rupt poarta. Șut pe verde, plasat, perfect și cu mega forță. 2-0. Ăsta a dat șut de vârf. Pele, la Din Natale. Din Natale, așteptăm. A urcat Romarinho, minge la Pele, preluare, fabuloasă, e 3-0. Super voleu, îmi lasă prea mult spațiu la faza asta și cu Pele nu prea-ți permit să faci asta. Oh, Haaland, haide mă! Oblak e un portar incredibil. Cum a luat un asemenea gol? A părut că putea să respingă fără probleme. Pele nu a fost offside, o dăm cu pasă. Gol marcat de Antonio Di Natale. Trebuie să joci și simplu uneori. Până acum o repriză de vis pentru echipa noastră.
Draftul este cum trebuie și ne ducem spre un gol 5. Hai Pușcaș, băi, nu le dă deloc bine. Bine, e greu să dai peste Van der Sar, e un portar foarte înalt, mereu bine plasat. E portarul anti-lob, Van der Sar. Dar putem să o dăm cu pasă și aici n-are ce să le facă. Romarinho șutează foarte bine și el. 5-1 în minutul 41. A ieșit la pauză. 5-1, aici s-a terminat. Goluri marcate de 4 oameni până la urmă și au părțit reușitele jucătorii noștri. A doua partidă, aproape 192, are 99 chem, 4-3-3, false 9. Iar pe Ronaldinho și Cole acolo extreme. A prins un Jorginho, dar a fost destul de greu să facă full chem. E și un sistem cu multe link-uri în care contează mult ce e în centru. N-a prins un jucător neapărat potrivit pentru chem acolo. N-ai cum, a dat-o. E 1-0. Gol cu capul după acest corner. Mario Gomez. Super Mario lovește. De altfel un jucător care a avut o lovitură de cap foarte bună în realitate. Este cardul de 95. Asta e. Natale, Pușcaș. Haide Pele cu călcăiul. Așa ție revanșa, așa se egalează. Pe spectacol cu cei trei oameni din atacul nostru de astăzi. Este 1-1. Bine. Rodriguez. Pele a scos-o. Apără Donnarumma. Nu cred că a intrat așa bine prin Olnecar. Are un stil foarte agresiv. Dar aici se crea un culoar pentru Pele, dar n-am așteptat mai mult. Ar fi dus jucătorul într-o parte. Marc. Liniște și pace cu Marquinhos acolo. De-aia s-a dat gol doar la fază fixă. N-are cum să treacă de fotbalistului PSG. Din Natale. La Pele. Trece Pele. Este gol clar dat de Pele. A driblat tot. Toți fundașii dați la o parte și a făcut loc brazilianul. Și dă o dublă care ne trimite aici în avantaj înaintea pauzei. Marinho. Trage Romarinho. Mamă, ce fines. A băgat-o direct în poartă Romarinho. Nu mă așteptam să șuteze atât de bine. Ci drept este un card cu stațuri ofensive extrem de bune. Rodriguez. Pușcaș e primul la minge. Pușcaș. A, s-a dat la o parte. Hai mă. Era de mai culoarul de șut. Pușcaș nu scrie. E o dezamăgire până acum în acest draft. De altfel un jucător foarte bun în general. Acum nu înscrie când are șansa să o facă. Uite că a dat Romarinho de acolo și nu poate el să marcheze din careu. Bine, Joao. Cancelo. E magic. Pușcaș cu pasă. Că în general le-a cam ratat. E bine să mai și pasezi. 4-1. Aici se termină. Facem două victorii. Meciul 3-191. Sané, Hazard, Morientes. L-are pe Mario Gomez în defensivă. Destui shapeshifter. Sistemul e bun, dar n-a primit cardurile mari. Are doar 91 rating. Oh, ce pasă. E și Oblak, brav. E și Oblak corespunzător. Dar uite că am pierdut mingi. Scoate Oblak. Ăsta e Oblak pe care îl știu. Asta vreau să văd din partea lui Oblak de 92. Bună pasă din Natale. Pele o pune jos. Pele, ah, a luat-o Neuer. Friedemannu Neuer. O, și ce greșeală face. Este gol. Vai de mine cum e Romarinho. N-a ezitat deloc Romarinho. O pune la fix acolo. Romarinho cu capul. Rodriguez. În flanc către Ferenc Puskás. Spațiu în centru. Romarinho. Era tot el prezent, foarte prezent în atac. Aici un fundaș a reușit să facă un tackle bun. Stă și el destul de bine în teren. Va fi greu de marcat, dar un 2-0 ar fi fantastic. Din Natale. A, nu e Pușcaș.
Contra cupe din Atale, pasa e la Romarinho, care lovește bara. Dubios plasamentul jucătorilor noștri, fiecare unde a vrut la faza asta. Dar au stat bine. Romarinho, Puskás. Bine, Puskás, Romarinho și pe ele. Foarte bine cu cei patru. Romarinho e mai mult un mijlocaș central ofensiv, urcă foarte mult acolo și ajută pe cei trei. E foarte bine construită echipa până la urmă. Cu doi jucători la mijloc care stau mai în spate, am obținut, iată, trei victorii. Suntem în finală. Totul este bine optimizat. Mergem către 4 din 4. În ultimul meci, 92 rating, doar 83 chem. Ma, n-arată prea bine. Cred că voi câștiga meciul ăsta. Chiar dacă nu-i bine să te iei după echipă, nu e deloc ce trebuie acest draft. Nu! Paolo! Am făcut penalti cu Thiago Silva. Și cine apără? Renan Lodi. Uite cât de mic e! Hai, Lodi! Apără, Lodi! Ah! Asta e una dintre cele mai tari parade. Țin cont cine a scos. Lodi scoate penalti cu scotea moții, bă! Incredibil. El și cu Walker ce mai scot penaltiuri. Nemaipomenit. M-am dat și în dreapta că e mic de rățime. Mă gândeam că n-are cum să ajungă la acel balon. Dacă bătea poate mai bine penaltiul, nici n-am idee, dar iată că ne-a salvat Renan Lodi. Oh, ce pasă! Aici Oblak scoate. Acum avem portar de clasă. Urcă Romarinho. Ia uite-l. Romarinho a prins tupeul la echipa noastră. Pasă la Pele. Ce pasă îi dă? Pele! Pară! Nu! Hai, Godoy! Asta, asta e execuția meciului. Nu poți cu un asemenea călcăi. Bine. Din Atale! Este gol! În cele din urmă marcăm în finală. 40 de minute. Ne-a luat ceva până să înscriem primul gol. S-a dat cu fundașii la o parte, credea că îl voi căuta pe Pele. Dar știe Din Atale suficient de bine cât să poate el să închidă faza. A, bine cu Ribery. Lukaku, dar o scot acolo cu Guilherme. Așa, ca pe vremea lui din Liga 1. Blochează acolo șutul lui Lukaku și rămâne 1-0. E un nou corner. Ne bazăm pe Din Atale. O pasează bine. Puskás. Aia e. Așa da, bă. Superb de Puskás aici. Asta căutam din partea lui. Ne ducem spre 3. Nu stăm locului. Meciul continuă într-un ritm foarte alert. E autogol Diaz. Și cu asta se cheie. Autogolul ăsta i-a ajuns pentru că a ratat și penaltii la început. Cum a scos-o Lodi? A contat foarte mult acel moment. Din punct de vedere mental a fost poate cel care a decis restul meciului. Este gata, 4 victorii. Pele, Puskás, Din Atale și-au făcut treaba. Și ia să vedem premiul de astăzi. Vreau profit. Dăm un pachet bun. Este un Premium Gold Players Pack. Avem și un Mega Pack. Două pachete destul de bune. Și întâi este acest Mega Pack cu borți. Francez. Fundaș stânga e Dinie. E bine că Dinie are 84 rating bun. Și Rudiger, Richarlison. Nu-i vând chiar acum. O să-i pun după aia la vânzare. Mai este pachetul acesta cu jucători. Trei rari. Și nimic. N-avem workout. Aie, nici pe final. Mâncați și ei. Ce se întâmplă? Lindelof, mergi. Sper că v-a plăcut acest draft. A fost o echipă foarte bună. Meciurile au fost spectaculoase. A fost un gameplay foarte tare. Mie mi-a plăcut. Dacă v-a plăcut videoclipul, hai cu like-ul ăla mare acolo. Cam atât. Pa, pa!